0, se știe, bună ziua doamnelor și domnilor, bine ați venit la cel de-al treilea episod din Învață, programeza împreună cu Marius de la Magic 5, adică noi, super echipa. Astăzi am zis să vă dau explicație pentru ceva ce este extrem de greu de explicat, dar care în același timp ne influențează viața și modul în care privim noi lucrurile digitale, atât în mediul online, cât și în mediul offline, și am să încerc să răspund la întrebarea ce este acela un pixel. E atât de complicată povestea cu ce este acela un pixel, încât a fost nevoit să rog un coleg să-mi dea definiția din carte ca să pot să o explic mai ușor. Și zice că cel mai pixelul este cel mai mic element al unei imagini care poate fi procesat individual într-un sistem de afișaj video sau foto. Acum, pe limba noastră, pixelul nu este altceva decât o luminiță micuță, mai mică, care poate fi procesată cu ajutorul unor sisteme de procesare, calculatoare, chipuri și alte nebunii. Din perspectiva lucrului foarte simplu de înțeles, este că eu în clipa asta, în timp ce vă uitați la mine și vedeți ce barbă frumoasă nu mi-am făcut, barba mea este formată, inclusiv cu mine împreună, din extraordinar de mulți pixeli. Desenul de la mine de pe tricou este și el la rândul lui format din alți pixeli. Culoarea pixelilor pusă împreună face ca eu să fiu o imagine cu totul. Dacă vreți să vedeți cum arată 1.000.000 de pixeli puși împreună, vă invit să căutați pe Google themilliondollarpage.com și acolo o să găsiți 1.000.000 de pixeli afișați într-o singură pagină web. Până la următoarele explicații, eu sunt Marius de la Magic 5 și o să te ajut să înveți programeza. Hai pa!